ce caută OZN-urile pe pământ și mai ales în România? Deci, este, după cum foarte bine știți, bănuiesc că vă uitați la știri, trăim o perioadă extrem de agitată, complicată și cu foarte multe noutăți neplăcute în ultima perioadă și din punct de vedere social și tehnologic, avem foarte multe întrebări și neliniști. Scopul, sincer să fiu, al acestei prezentări este să vă trezească și mai multe întrebări și neliniști decât și să, bineînțeles, neliniștele să se transforme într-o activitate creativă, căci cel mai important lucru, în opinia mea și nu numai a mea, în ceea ce privește viitorul, este că nu trebuie să stăm pasiv și să îl vedem cum se dezvoltă, ci să încercăm să ne implicăm, să fim o parte. Apropo de ce vă spuneam mai devreme, probabil acest sentiment de vinovăție provine din faptul că stau pasiv și nu încearcă să facă absolut nimic pentru a schimba fiecare după puterile lui ceea ce se întâmplă pe planetă. Problema majoră este că, de fapt, cheia controlului crimei sau îmbunătățirii condițiilor sau diminuării efectelor negative stă în mâna guvernanților, care, din păcate, de cele mai multe ori sunt conduse din umbră de carteluri financiare, economice, care nu au un interes decât în ceea ce privește profitul și mai puțin în protejarea planetei. Asta e, din păcate, ceea ce ne caracterizează în prezent. Deci, din păcate, guvernele ar trebui să susțină și să implementeze politici climatice care să îi facă, cel puțin pe tineri, să spere că peste 20 de ani, 30 de ani, când ei vor mai fi, își vor plimba copiii sau unii nepoții, vor avea încă o planetă, spațiu verde și locuri în care să-și ducă copiii și nepoții și să le arate marea, muntele și iarba. Din păcate, lucrurile se întâmplă în prezent, după cum v-am dat exemplul acelor evenimente catastrofale care au avut o frecvență din ce în ce mai crescută în ultimii 30 de ani. Și ce să vă spun? Foarte important a schimbărilor climatice este legat de sistemele alimentare ale viitorului, pentru că se pare că vor apărea foarte multe și mari dezechilibre în viitorul apropiat, dacă nu va exista o coeziune globală în ceea ce privește distribuția alimentelor, vom ajunge ca doar cei mai bogați să supraviețuiască, pentru că ei vor avea acces la hrană, spre deosebire de cei din țările sărace și care sunt din ce în ce mai deșertificate. Lipsa ajutoarelor financiare pentru dezvoltarea agriculturii în aceste țări, iarăși este o problemă foarte mare, prea puțini dintre guvernanții planetei realizează și acționează în acest sens pentru a încerca să diminueze efectele, nu trimițând pachete cu alimente în țările cu probleme, ci încercând să ajute dezvoltarea și protejarea agriculturii din acele țări.
ceea ce privește energia. După cum bine știți, arderile de combustibil fosil sunt considerate principalele cauze ale poluării planetare. Există în acest moment mult mai multe direcții de, în care se dorește găsirea unor alternative viabile pentru arderea combustibililor fosili. Și aceștia sunt energia verde, ați văzut mai devreme panouri fotovoltaice, sunt într-o mare dezvoltare și la noi. Eoliene, biocombustibil, se încearcă, dacă vă nu ați auzit recent, Germania s-a opus legislației europene care vrea să prevadă până în 2035 eliminarea autovehicolelor cu ardere internă și au băgat un amendament care precizează că vor rămâne aceste mașini cu condiția ca ele să fie alimentate de combustibili sintetici care să nu polueze. Aș fi vrut să fi fost domnul Chisega aici să-l mai întreb o dată cum e cu combustibilii sintetici. O altă direcție este cea a hidrogenului, care este o sursă de energie extrem de ieftină și nepoluantă, dar pentru moment există niște limitări tehnologice cu privire la magazinarea hidrogenului. Cu toate acestea, în Japonia circulă, dacă nu mă înșel, Honda cu butelii de hidrogen, care nu poluează absolut deloc. La nivel macro, bineînțeles, chiar de anul trecut, chinezii au anunțat că au făcut primele experimente cu succes privind fisiunea nucleară. Fisiunea nucleară, experimente au fost și Marea Britanie, care au obținut o energie în 5 secunde de funcționare, echivalentul consumului unei locuințe pe o zi întreagă, ceea ce la nivel teoretic oferă perspective foarte bucurătoare cu privire la viitorul fisiunii nucleare. În Franța se construiește iarăși un foarte mare complex de cercetare la care chiar și România face parte, are o serie de componente care vor fi incluse acolo în acest centru de cercetări. Singura rezervă este legată de posibilitatea reală de a transforma aceste experimente din laboratoare extrem de scumpe și voluminoase într-o fabrică de energie de dimensiuni normale și la costuri onorabile, astfel ca fuziunea nucleară, fisiunea nucleară să devină foarte rentabilă. O altă chestiune care merită menționată și care se are în vedere din ce în ce mai mult este realizarea unui sistem integrat de alimentare la nivelul Europei și a planetei, astfel încât producția de energie planetară să ajungă acolo unde este nevoie mai mult. Deci dacă avem supraproducție în România, probabil că ați auzit că exportăm curent în Grecia, în Bulgaria, la un sfert din prețul pe care îl plătim noi la apartament. Asta e altă discuție pe care probabil că trebuie să o avem cu guvernanții noștri, dar avem supraproducție de energie și conceptul general este că nu trebuie toată lumea să-și producă propria energie, pentru că ea încă nu poate fi înmagazinată și e păcat de risipirea ei. Deci cam asta ar fi chestiunea cu energia. Vă spuneam de amendamentul pe care Germania l-a solicitat Comisiei Europene cu privire la motoarele cu ardere internă. Undeva în Brazilia au un institut de cercetări, deja au produs benzină sintetică. E încă un pic cam scumpă, de vreo 2-3 ori mai scumpă decât benzina obținută din petrol.
dar să sperăm că în viitor lucrurile vor evolua în direcția potrivită. Pentru că dacă tot discutăm de mașini și de mașinile electrice, aici există iarăși o foarte mare problemă pe care mulți entuziaști n-au sesizat-o. Și plecăm de la banalul exemplu al României, care a avut inițial niște centre de încărcare gratuite și foarte mulți români s-au entuziasmat și au cumpărat mașini electrice, considerând că nu vor plăti nimic pentru deplasare, au cam dispărut toate aceste puncte gratuite, sunt pe bani și energia electrică nu este chiar atât de ieftină. Pe de altă parte, cineva a făcut un calcul și a zis că dacă s-ar înlocui în acest moment toate autovehicule de pe planetă cu motoare electrice, ar fi nevoie ca energia produsă pe planetă să fie de 4 ori mai mare. Ceea ce este o chestie pe care încă nu cred că vom putea să o rezolvăm în viitorul apropiat. La care se adaugă poluarea majoră generată de bateriile buzate. Pe de altă parte, China a început să lovească puternic în concernele europene. A venit în Europa cu un autoturism care costă undeva la 20.000 de euro și cu trei tipuri de motorizări, între ghilimele, cu trei tipuri de baterii, care oferă autovehicolului o autonomie de 500, 750, respectiv 1000 de kilometri. O mașină construită care pe din afară și pe dinăuntru stă fără niciun fel de rușine alături de un BMW sau de un Mercedes. Deci, pentru cei care sunt interesați de mașini electrice, mai stați puțin să vină chinezii să le vândă și pe astea la noi, nu doar springurile cu etichetă de Renault. Ca o paranteză, springul care costă 20 ceva de mii de euro poate fi găsit pe Alibaba cu 6.500 de euro. Și cam asta e cu energia. Mergem mai departe. Trebuie să locuim undeva. Trebuie să avem niște locuri de muncă, niște spații de relaxare în care să ne petrecem timpul. Acestea sunt construcțiile în care trăim. În ziua de astăzi, arhitectura este extrem de importantă din toate punctele de vedere și în ceea ce privește orientarea în viitorul apropiat a construcțiilor, acestea vor fi dependente de următoarele elemente pe care arhitecții le-au sesizat, plecând și de la întâmplările recente din pandemie. Deci au considerat că nu doar reglarea temperaturii cu instalațiile de aer condiționat sunt importante, ci și păstrarea unui aer curat. Deci instalațiile de ventilație din clădirile mai noi sunt proiectate să curețe de particule de praf, de virus și așa mai departe, pentru a reduce cât mai mult potențialul factor de îmbolnăvire al celor care stau în aceste clădiri. Un alt lucru care este foarte actual și e în preocuparea tuturor constructorilor este reducerea consumurilor de toate tipurile, deci creșterea eficienței energetice a fiecărei construcții, lucru pe care îl trăim și noi de vreo 20 de ani. Au venit fondurile europene pentru anveloparea blocurilor și bănuiesc până la creșterea facturilor cu energie electrică din ultimii 2 ani, cei care au avut clădirile anvelopate au simțit diferența. Un alt lucru care vine în sprijinul arhitecturii viitorului sunt materiale noi, care de asemenea greutate mai mică, izolare termică, fonică, mult mai bună decât clasica cărămidă sau perete de sticlă sau PCA, vor face diferența. Un alt element
care va concura în realizarea construcțiilor viitorului este imprimarea 3D a clădirilor. Deja sunt companii care fac acest lucru cu foarte mare succes. Și un alt lucru care preocupă pe o categorie de arhitecți este, din păcate, ne întoarcem iarăși la cei care urmăresc doar profitul, este bătălia dintre designul construcțiilor versus utilitatea lor. Sunt arhitecți care consideră că foarte multe din construcțiile ultimilor 20-30 de ani vor fi demolate peste următorii 30 de ani, pentru că sunt niște cutii de chibrituri, mă rog, păstrând proporțiile față de perioada anilor 70-80, dar care sunt complet inestetice și probabil vor dispărea la un moment dat. Da, cam așa gândesc arhitecții în ziua de azi. Uite ce strâmbă sunt. Nu ne place, strâmbă. Deci gândesc și faptul că există nevoie de spații de relaxare între construcții și gândesc foarte mult parcuri, spații verzi, în măsura posibilităților pe orice petric de pământ. Bine, trec foarte repede înainte la medicină. Viitorul medicinei pare cel mai promițător, pentru că își propune ca prin intermediul tehnologiei să interconecteze pacientul cu medicul, astfel încât să nu mai fie nevoie să-și facă programare cu 3 săptămâni înainte la un cabinet. Medicul, prin intermediul internetului și a unor senzori plasați, evident, pe pacient, să-l poată monitoriza 24 de ore din 24, astfel încât în momentul în care el ajunge să aibă valori ieșite din grafic, să poată fi luat și iarăși avem amenințări aici în acest calculator, să știți, nu știu dacă sunt legate de subiectul pe care l-am discutat sau... Deci, medicina se vede bine, din fericire. Există, după cum probabil foarte bine știți, foarte mulți au fost dezvoltate algoritmi de diagnosticare a bolilor. Calculatorul și poate reține incomparabil mai multe semne și simptome de boală decât un medic. Știu că s-a făcut un test și computerul a avut o rată de prognostic al diagnosticului de 87% față de medic care a avut probabil 60%. Asta nu înseamnă că vom renunța la medici, ci vom beneficia de acest diagnostic mult mai potrivit, pentru ca medicul să ne poată oferi un tratament adecvat în acest sens. Pentru că tot ați văzut și sunt la modă în Japonia și nu numai, sunt construiți roboți care să-i ajute pe cei vârstnici și cu probleme de mobilitate. Acești roboți îi ridică din pat, îi duc la toaletă, îi așează la masă și îi ajută să se deplaseze în spațiile în care ei nu mai sunt capabili. Pe de altă parte, din alt punct de vedere, există o foarte mare preocupare pentru dezvoltarea nanotehnologiilor, care au două direcții mai importante. Una e de detectare a virusilor din corp, cu anumiți senzori și marcări pot transmite dacă organismul este infectat sau nu. Pe de altă parte, tot prin nanotehnologie se dorește tratarea cancerului prin deplasarea nanoboților la locul în care există celulele canceroase și procesul de chimioterapie să aibă loc doar asupra acestor celule cu probleme, nu asupra întregului organism.
Trec doar așa peste protezare. Știți foarte bine că deja există brațe robotice, există inimi artificiale, deci și aici stăm foarte, foarte bine. Se lucrează la un pancreas artificial care se ajute pe diabetici. Pe de altă parte, este într-o fază foarte avansată de finalizare realizarea unor implanturi neurologice pentru bolnavii de Parkinson, pentru cei cu leziuni neurologice și paralizii, impulsuri electrice care vor stimula nervii pacienților pentru a le reda funcționalitatea. Și pentru că lucrurile trebuie să meargă în direcția nemuririi, ca să zic așa, există un prognostic, rezultatele de laborator s-au dovedit viabile, ca în următorii 5 ani de zile să apară în farmacii medicamente împotriva îmbătrânirii. Există niște substanțe chimice care acționează asupra organismului, nu îl întineresc, dar pot bloca îmbătrânirea celulelor. Și am trecut de medicină, mergem mai departe la ceea ce ne preocupă pe cei mai mulți dintre noi în viața de zi cu zi, respectiv piața muncii. Și aici apar în fiecare zi schimbări majore, cum a fost generată de pandemie care a accelerat lucrul de la distanță, digitalizarea care schimbă foarte mult profilul angajaților. Și înainte de a vă mai pune un scurt filmuleț care arată ceea ce nu vom mai putea face, aveam aici o listă cu niște profesii care încă sunt de actualitate și dacă ar fi fost cei care sunt mai preocupați să intre în câmpul muncii, puteau să fie niște sugestii viabile pentru asta, pentru că Mihaela și le voi citi doar pe repede înainte ca să nu... Deci, joburi generate de schimbarea modului de viață a fiecăruia dintre noi. Oamenii vor mânca din ce în ce mai des în oraș, nu vor mai gâti, motiv pentru care se caută din ce în ce mai mulți bucătari, chelneri și personal care lucrează în restaurante. Foarte mulți folosesc din ce în ce mai mult transportul plătit, taxiuri, pentru că traficul este cel pe care îl cunoaștem și ea, de asemenea, în perioada imediat următoare, este nevoie de un număr mai mare de taximetriști și de șoferi. Mulți dintre noi suntem preocupați de sănătate și de mâncatul sănătos. Au crescut numărul, după cum ați constatat și dumneavoastră, de săli de sport, de cabinete de nutriție. Deci a crescut automat și numărul de antrenori și nutriționiști specializați care să deservească aceste cabinete și care să ne ajute să trăim mai bine. De asemenea, fiecare încearcă să-și gestioneze banii cât mai bine. Din păcate, legislația este stufoasă și încurcată, așa că fiecare dintre noi, sau din ce în ce mai mulți, au nevoie de un consultant financiar. Internetul și banking-ul și cumpărăturile online au făcut să crească numărul cererea de specialiști în securitate cibernetică în România. Și nu numai, evident. Creșterea tehnologiilor și dezvoltarea IT-ului, bineînțeles, asta e o realitate de zi cu zi, au crescut numărul de specialiști IT, web designer și dezvoltatori de software și de aplicații din toate domeniile. De asemenea, aplicațiile și dezvoltarea mediului online au dus la apariția unei noi profesii, cea de manager de marketing online.
Să-i mulțumim lui Nicu Cosma pentru conferința lui. Îmi pare rău că ultima oară nu am putut să o țin. Acum am avut 45 de minute, deci o jumătate de oră mai mult decât era în program. Dar aș vrea să respect ora 18, ora la care ne-am propus să semnăm alianța. Directorul Stringului, Andrei, a renunțat să își țină discursul lui legat de energia solară, pilon al globalizării, iar Chiuță o să intre după acest moment al semnării, să respectăm ora 18. Așa că am să vă spun despre acest document. El se numește Alianța pentru Reziliență, Exopolitică și Stranietăți. Este un document pe care l-am propus acum 2 ani asociației și directului Dan Farcaș, cu care am făcut o serie de emisiuni legate de preocupările astea noastre, de studiul obiectelor identificate legate de asta. Și iată, au trecut 2 ani în care au trebuit să se maturizeze ideile noastre, astfel încât suntem în acest moment pregătiți să semnăm un document prin care cele două organizații să-și poată organiza împreună activitățile legate de cercetările, investigațiile și toate lucrurile care vor veni și vor aduce și românilor explicații în prozona stranietății. De asta am folosit și cuvântul straniu, pentru că nu toate lucrurile le putem explica, chiar că ne considerăm noi extrem de inteligenți și de bine pregătiți, totuși multe lucruri rămân în sfera stranietății. Deci, ALES este o asociație fără personalitate juridică, patrimoniu, spațiu pentru desfășurarea activității comune. Întâlnirile pot fi fizic sau în spațiul virtual. O să știți câteva lucruri. ALES își desfășoară activitatea pe baza unui program comun cu emiterea unor proiecte cu teme foarte clare. ALES își definește un grup coordonator format din copreședinți, directori, director de programe, coordonatori de proiecte, comunicatori pe specialități, membri. Și obiectivele ALES subiectului. Sigur că este, de fapt, zeul războiului, dar noi aici, și asta știți foarte bine din Hindusism sau din Budism, că veneau diferite nave, nu? Și se luptau deasupra cerului Orientului nostru și erau rămas în filozofia și în textele istorice și filozofice din India și din China. Chinezii probabil că nu sunt oricum atât de avansați astăzi, dar nu vorbim acum despre asta. Obiectivele, desemnarea persoanelor care trebuie să se ocupe de inventarierea și clasificarea documentelor și publicațiilor privind cazurile OZN, FAN și stranii din România. Inventarierea și clasificarea documentelor și publicațiilor privind cazurile OZN, FAN și stranii din mass media și literatura de specialitate. Inventarierea și clasificarea documentelor și publicațiilor privind cazurile OZN, FAN și stranii din străinătate. Realizarea unor pagini de informare a activităților și publicațiilor ALES pe rețelele de socializare și site-urile ambelor asociații până și după realizarea site-ului ALES. Discutarea unei tante conferințe, seminarii, subiecte pentru mass media, realizarea unor volume, reviste, articole, constituirea unei biblioteci de specialitate și a Arhivei Naționale. Fondurile sunt din surse legale. Sigur că o să facem eforturi să fim înțeleși, poate că la Ministerul Cercetării, să bage lumea în seamă acest domeniu al preocupărilor umane, așa cum se întâmplă în acest moment în Statele Unite. O să vă vorbească Dan și cu directorul ASFAN, domnul inginer Ruzică, ca să cunoașteți preocupările noastre, iar pe relația site-ului și a legăturilor cu virtualul,
după ce va vorbi Dan și apoi domnul Zică, Alex Chiuță va prezenta platforma comună, platforma ares.org.ro, pe care el deja a creat-o, în așa fel încât să avem o zonă în care am două organizații pe acest domeniu, să ne putem exprima, să fim vizibili, în așa fel încât să putem, poate, de ce nu, găsi chiar înțelegere la guvernanții noștri. Avem, sigur, un proiect mare de pus pe picioare, dar trebuia să apară și în România povestea asta. Și sigur că, așa cum domnul Hopana, care a fost membru fondator al Stringului, a fost și cel care a creat, de fapt, ASFAN-ul, îl aveți aici într-o fotografie, omagii domnului Hopana, așa cum dânsul s-a gândit că în viitor va trebui să ne preocupăm de acest domeniu, așa o facem și noi în acest moment și nu puteam să nu amintesc de domnul Hopana, Dumnezeu să-l ierte. Dan, mă bucur că am ajuns în acest moment. Eu îți propun să semnăm documentul. Sigur că avem generații următoare după noi care vor duce mai departe ce am început noi. Eu zic să semnăm noi, directorii noștri, să le ștampilăm, să avem un document, după care să ne ascultăm, sigur, 15 minute, dacă este posibil, și apoi și pe domnul Zică. Dacă alți membri ASFAN vor dori să intervină, aveți după ora 19 o perioadă, pe ușa acolo este programul afișat. Îmi pare rău, dar așa se strâng lucrurile, nu avem timp suficient. Zic să semnăm. Avem niște mape negre, pentru că așa cum ora 18 e importantă și culoarea este importantă. Și ca să pot să fac mai repede cuvântul, zic să semnăm. Da? Formele spune... Da, da, și da, da, imediat. Deci pagina 2, care e pagina 1 a voastră. Suntem prieteni buni, sper ca generațiile următoare să dezvolte lucrul pe care îl facem noi. Are puțin legătură cu science fiction-ul momentul acesta. El este doar o preocupare. O să ne spună probabil despre asta la un moment dat Ciprian Chiseca, mai încolo, după 19. Dan, lăsau microfonul, te rog frumos, ai tema de astăzi? Da, înainte de a trece la tema pe care am propus-o, vreau să spun în două cuvinte că această alianță este pentru binele ambelor părți. Pe de o parte, noi, ASFAN, dorim ca activitățile și rezultatele noastre să fie mult mai cunoscute, inclusiv prin
Riesling și sperăm că vom avea în felul acesta și un sprijin pentru întinerirea, mă rog, membrilor noștri, că ne cam crescut media de vârstă. Deci, și în ultimă instanță e vorba de o colaborare care totdeauna face bine. Împărtășim idei, împărtășim rezultate și, sigur, nu pot acum intra în toate detaliile organizatorice, dar deja de vreo lună, două, am început să colaborăm pe niște segmente și ele vor continua pe viitor. Vreau să spun, în primul rând, să mă prezint într-un fel. Problema extratereștrilor m-a preocupat toată viața, de când mă știu, cred că din copilărie. Problema OZN-urilor ca o formă posibilă de manifestare a extratereștrilor mă preocupă de vreo 40 de ani. În acest timp am descoperit, mi-am clarificat două lucruri. Pe de o parte, hai să zic așa, partea astronomică. Eu am făcut la facultate curs de astronomie, am dat examen, deci credeți-mă că sunt calificat pe chestia asta. Puteam să lucrez la un observator. Totdeauna am avut sentimentul mărimii Universului. Nu vreau acum să intru în detalii. Spun atât. 200 de miliarde de stele în galaxia noastră și circa 2 trilioane de galaxii în Univers. Posibilitatea vieții este mult mai mică decât se crede. Viața la nivel microbian există peste tot. Însă o civilizație de nivelul pământenilor la ora actuală s-ar putea să fim singuri în galaxie. Dar am spus că galaxii sunt suficient de multe. Ok, de la o galaxie la alta, comunicarea este imposibilă. Cea mai apropiată galaxie este la 1 sau 2 milioane de ani lumină, deci nu se discută. Vă poți discuta la... trimiți un semnal și primești, aștepți răspunsul. În același timp, science fiction-ul, care, trebuie să dăm cezarului ce al cezarului, are o mulțime de povești foarte interesante în care plasează în jurul nostru, la relativ mică distanță, civilizații mai pașnice, mai războinice, dacă sunt mai războinice, e mai interesant, civilizații care sunt cam la nivelul nostru. Deci, cineva gândește, băi, cum a fost când Columb și cu gelații lui s-au dus în Amerindia și au distrus niște civilizații acolo. A fost excelent, cam care era distanța între, cel mult 2-3 mii de ani. Și asta se transpune la nivel cosmic. Și, bineînțeles, se câștigă bani și așa mai departe. Partea proastă este că calculele arată, încă o dată, s-ar putea să fim singuri în galaxia noastră, vreau să spun în toată istoria galaxiei noastre,
trecute și viitoare, dar nimeni n-a luat în considerare timpul. Galaxia are, zic unii, 13,8 miliarde de ani. Ok. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în această perioadă, constatăm că, foarte pe scurt, că există stele exact asemănătoare cu Soarele, cu planete pietroase, cum se spune, în jur, dar aceste stele au un miliard sau câteva miliarde de ani înainte de Soare. Adică sunt mai bătrâne decât Soarele nostru, cu un miliard sau mai mulți ani. Și sunt enorm de multe. Deci, poate nu în galaxia noastră, poate într-o altă galaxie, dar poate și la noi. Un alt calcul arată că ar putea fi vreo 100 în galaxia noastră. S-a născut o civilizație ca a noastră, o civilizație tehnologică, dar ea s-a născut acum un miliard de ani. Ce s-a întâmplat pe parcurs? Păi dacă ne uităm, nu putem extrapola decât gândindu-ne care va fi viitorul nostru. Apropo de nemurire, apropo de mai multe, de trecerea în realitatea virtuală, te magazinezi complet acolo și acolo rămâi, etc., etc. Bun, dar astea sunt lucruri valabile pe 100, 200, 300 de ani. Din păcate, bomba atomică este o glumă față de ceea ce fizica va descoperi că se va putea face. Alte arme mult mai performante. Și toată lumea îl iubește pe Carl Sagan, fie memoria binecuvântată, care spunea într-un loc, șansa ca în câteva sute de ani omenirea să supraviețuiască este de sub 1%. Ok, 1%. Și asta este ceva. Deci, dintr-o dată, din 100 de civilizații tehnologice, cum suntem noi, una supraviețuiește. Excelent. Ce calități va avea acea civilizație? Sigur că va fi și pașnică și iubitoare de ecologie și așa mai departe. Deja există această tendință chiar și la noi, deși este minoritar. Bun. Și acum un miliard de ani s-a întâmplat că ăia au reușit să depășească marele prag, așa îi spun unii, care la noi va exista așa cam, zic eu, în vreo 300 de ani. Când sau ne autodistrugem, sau reușim să ne înțelepțim cumva. Deci, ăia care s-au înțelepțit, obligatoriu pașnici, că dacă n-au fost pașnici, s-a terminat. Bun, s-au mai dezvoltat. Nu s-au oprit. Încă 1000 de ani. Încă 1 milion de ani. Încă 10 milioane. 100 de milioane. Ce s-a întâmplat în acest? Bineînțeles, este imposibil să ne imaginăm. Dar în mod sigur au descoperit o manieră să călătorească fără restricțiile ecuațiilor teoriei relativității. Poate nu sub formă materială. Poate știu ceva despre alte dimensiuni. Nu știu. În orice caz,
Nu vă imaginați că noi de acum știm tot ce există și ar putea să fie și spunem asta nu se poate, deci nu este. Vezi OZN-urile, de exemplu. Deci, o astfel de civilizație va fi cartat deja universul. Știe că aici e o planetă care promite o civilizație, e și dincolo, e și dincolo. Ce facem cu aceste planete? Le supraveghem. Cum? Discret. Fără intervenție. Deci intervenția unde s-a făcut a europenilor în pre-Columbia sau Amerindia sau cum vreți să spuneți, n-a fost benefică. Și a fost în ultimă instanță o pierdere pentru întreaga omenire. Deci nu ar interveni, dar ar urmări cu grijă. Deci asta e o teorie. Las teoria la o parte. Mă uit în jur, văd fenomenul OZN. Credeți-mă, după 40 de ani, eu scot pălăria, fenomenul este real. Nu intru în detalii despre certurile dintre Congresul Statelor Unite și Pentagon și Comunitatea de Informații Militare și așa mai departe, care luptă cu încrâncenare că se mai scoate câte ceva la iveală. Ceva a ieșit la iveală. Probabil că ați văzut cu toții. Nu s-ar zbate dacă fenomenul n-ar exista. Fenomenul există. Nimeni n-are curajul să spună este ceva deasupra noastră care a condus la acest fenomen. Acest ceva deasupra noastră îndrăznesc să citez câțiva autori în care eu cred și care spun a creat și religiile, a creat personajele folclorice, ele, pitici și așa mai departe, semnalate de la începutul omenirii, și o mulțime de alte fenomene paranormale. Nu mai intru în detalii acum. Deci, toate răpirile OZN, de exemplu, toate aceste fenomene există, sunt reale, nu sunt povești. Cine ar putea să stea în spatele lor? Puneți la oaltă teoria pe care v-am expus-o, că trebuie să fie cineva în jurul nostru și cu ceea ce se petrece realmente. Sigur, nu coboară cineva cu o navă de tipul Independence Day în fața Casei Albe cu steagul alb sau cu mitraliera sau nu. Și dacă nu face asta, noi nu recunoaștem că există. Iată, aici ar putea să mai umblăm la există contacte. Contactele s-au stabilit de mult. Dar ele sunt individuale. Sunt mii de oameni care spun că au fost contactați. Dar gândiți-vă și în religii câți nu spun că au fost contactați. Și nu numai în religii, acești oameni contactați au transmis în permanență niște mesaje. Eu personal cunosc mai multe persoane care au fost contactate și li s-a arătat pământul pârjolit și cu orașele căzute în ruină, pradă flăcărilor. Sunt sute de alte persoane cărora li s-a arătat așa ceva. Nu se poate interpreta, după părerea mea, altfel, sau, mă rog, se poate interpreta și așa,
că primim niște mesaje. Oameni buni, liniștiți-vă, vină-vă mintea la cap, pentru că dacă continuați în stilul acesta, ne pare rău, dar vă veți autodistruge. Noi nu vă vom salva, pentru că ceea ce există în univers la ora actuală n-are nevoie de războinici care să pună mâna pe niște tehnologii și să înceapă să cucerească lucruri unde alții au făcut pace. Deci, acesta este un mesaj. Și eu am inventat un cuvânt, l-au mai inventat și alții, dar mie mi-a plăcut să-l și folosesc. Am zis că acestea sunt hipercivilizații. Deci acele hipercivilizații așteaptă ca noi să trecem pragul și să devenim o nouă hipercivilizație. Acum 40 de ani, fix 40 de ani, am publicat o carte De ce tac civilizațiile extraterestre? Tac pentru că așteaptă. Nu vor să intervină și așteaptă contribuția noastră pe care putem să o aducem. Dar această contribuție nu, cum să spun, nu este și un bilet de intrare în lumea lor. Mai trebuie și să asigurăm pacea, să ne vină mintea la cap, să renunțăm la a folosi tehnologiile pentru a cuceri, pentru a subjuga, pentru a demonstra că religia mea e mai bună decât religia aialaltă sau ceva, ideologia mea e mai bună decât... Când vom renunța la astea toate, atunci poate vom fi trecut pragul. Și atunci o să primim un semn mai oficial. Vă mulțumesc! 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 Aveți două microfoane, nu-i la extraterestre. Da, trimite doar acolo. Aistera are o, cum să spun, o istorie la fel de stranie. Domnul Varcraf și-a prezentat-o în câteva emisiuni și n-are rău să mă repet, dar are stranietate și merită urmărită. A venit într-un moment propice, imediat după divulgarea celor câteva filme surprinse de piloții americani după navele lor și, bineînțeles, care au fost acreditate de Pentagon. Este vorba de o asociație care grupează ufologi de foarte bună calitate din mai toate țările lumii. A avut un început în 2018, când marile puteri dintre ghilimele, China și Rusia, au ținut neapărat să aibă o conferință de excepție în conferința celor 5 continente, persoană greșească, 6, în care să discute acest subiect. A fost apoi o istorie mai tulbure, dar China s-a retras, este mult povestit și bănuiesc că ar fi fost mult mai frumos ca să fie mai detaliat, însă voi scurta puțin. În acestea, cei de participanții la această conferință au hotărât că ar putea să reprezinte într-adevăr o organizație care să poată analiza acest fenomen și să poată coordona într-un fel cercetarea pe plan global a ODN-urilor, VAN sau cum se spune acum OIP. Creștinul înseamnă fenomene anomale neidentificate. Este mai global din țări. Este interesant că acest ISR a început cu o procedurare a cercetării fenomenului. La fel sunt mândru că domnul Farcaș a avut contribuții foarte bune. Spre exemplu, a început cu
cu formarea unui dicționar care să aducă la un numitor comun termenii care sunt vehiculați în aceste cercetare. Se vorba, de exemplu, de ce înseamnă extraterestru, ce înseamnă contact, ce înseamnă inteligență umană și alte lucruri care ar trebui, într-adevăr, să fie clare pentru toți, sau cel puțin să vorbim aceeași limbă. ISER are mai multe grupuri de lucru și asta îi dă o flexibilitate deosebită. Unul se ocupă de conștientizarea maselor asupra acestui fenomen. De fapt, și motto acestei asociații este Repetor Contact, pregătirea pentru contact, ceea ce mi se pare o treabă de bun simț. Alt lucru, la fel, ar încerca să pregătească companiile aeriene, atât militare cât și civile, asupra importanței acestui fenomen. S-au întâmplat foarte multe evenimente, unele puteau să aibă, dacă nu și-a avut sfârșit tragic, este destul de nebunesc să nu ne mai băgăm în considerare, să nu ne ocupăm de ele. Mai sunt câteva grupuri de lucru. După acest model, aș vrea să croim un pic și alianța noastră ARES. Și avem, într-adevăr, foarte multe de învățat unii de la alții. Noi o să venim cu cât putem, cu seriozitatea și rigurozitatea științifică. Iată, noastră, să așteptăm fantezia care chiar să avem nevoie de ea pentru ca să construim alte ipoteze. M-a pus vreo 2-3 ani și eu care vrea să treacă pe filtrul dumneavoastră. Care sunt țările care fac parte? Sunt în principiu 29-30 de țări, este o fluctuație oarecare, și cam vreo 37 de membri. Acoperă într-un fel întreg pământul, aseară a fost una dintre videoconferințe, începe de la așa într-o parte din Rătălină, începe din Noua Zeelandă, trece până în Australia, România, bineînțeles, Rusia, apoi Italia, nu cred că vorbim de toate 30, Anglia, Germania, America, cu domnul Schmitz, o personalitate, Portugalia, care are o universitate întreagă pentru studiul acestui fenomen și este foarte interesant că unul dintre componenții acestei universități face parte din ISER. Apoi America de Sud, tot la fel cu niște personaje valoroase care au impus în interiorul statelor lor desecretizarea într-un fel foarte spectaculos și, într-adevăr, adunând date și numai atâta, dar deschizând niște perestre foarte interesante. Sunt sigur că am uitat multe dintre ele. Sunt 37 de membri, oameni bine pregătiți, în principiu sunt oameni de știință, dar nu numai. Și, spre exemplu, sunt și oameni de media, cum este reprezentantul Germaniei, absolut deosebit în domeniul lui. În aceste, bineînțeles, încearcă acoperirea întregului Globe cu reprezentanții. Are câteva reguli puține, dar foarte stricte. De exemplu, nu permite decât 2 reprezentanți de fiecare țară, un reprezentant și un ajunt. Eu sunt ajuntul României, nu fac aceste reprezentanturi. Cam atât, sper să nu lungesc de mult. Tot, nu am întrebat. Vă mulțumesc mult!